absolut nimic decât pur și simplu mi-am crescut tensiunea. Nu știu ce, nu mănânc sărat, nu sunt gras, ce mai departe. Dar făcând o radiografie, coloană vertebrală cervicală, vom descoperi această spondilosă cervicală care este baza oricărei suferințe de tip hipertensiv. Se spune hipertensiunea arterială esențială. Esențială, adică fără o cauză depistabilă cu ajutorul mijloacelor medicinii moderne. Și, în consecință, suntem sfătuiți și se dau rețete ca să luăm tot felul de medicamente ce vor scădea tensiunea arterială. Dar aceste medicamente care scad tensiunea arterială, din păcate, sunt medicamente cu aici dublu. Pe de o parte scade, dar pe de altă parte sunt toxici. Și ce fac? Te îmbolnăvesc de diabet. Din consecință, corporația farmaceutică care a livrat medicamentul pe care Ministerul Sănătății de la București l-a achiziționat, are în subsidiar un efect pervers, și anume acela de a vă îmbolnăvi de încă o boală, care este diabet și care este pe viață. Și atunci, corporația respectivă își atinge țelul. Țelul corporației care este? Să vândă și vinde. Dar ca să poată vinde, trebuie să fie cerere. Și ca să fie cerere, o provoacă. Și o provoacă în felul acesta. Te tratezi de hipertensiune. Dar te îmbolnăvești de diabet. Și îți dă produse pentru inhibarea hiperglicemiei la diabet. Și ce se întâmplă după aceea? Intri în demență, se dă în Alzheimer. Și atunci, iată trei tipuri de medicamente pe care respectiva companie, respectiva organizație farmaceutică o realizează. Își crește venitul. Pentru că ele nu acționează așa cum dorește compania Edelman și vrea să promoveze un comportament uman, creștinesc, între oameni. Nu. Pe ei interesează profitul. Pe noi ne interesează să putem să înțelegem cum funcționăm în așa fel încât să nu avem nevoie, dacă știm și respectăm regulile de funcționare, să nu avem nevoie de produse medicamentoase. Putem fi de acord să ne îmbunătățim performanțele noastre de viață și de bucurie prin modul în care ne alimentăm. Adică să mâncăm atunci când este cazul produse alimentare potrivite. Din categoria tare. În cazuri excepționale să aveți nevoie din când în când de substanțe biologice active. Deci, prima mișcare pe care o antrenează compania Edenline este aceea de a învăța noi că nu e suficient să știm să folosim telefonul sau calculatorul sau automobilul sau mașina de spălat sau nu știu care aparat electrocasnic. Cel mai inteligent și mai important lucru este cu totul acela de a ști să ne utilizăm pe noi înșiși. Să ne folosim ca să ne fie bine, fără să ne facem rău. Și pentru a obține acest lucru, este nevoie să ne întâlnim și să stimulăm dorința de a nu fi dependent. Pentru că a fi dependent înseamnă a-ți fi frică. A-ți fi frică permanent înseamnă a fi stresat. Orice se întâmplă în societatea noastră, nimic mai mult și nimic mai puțin decât ni se întreține starea de frică. Că să nu fii sărac, că să nu fii bogat, de bolnav, că sunt să nu rămâi fără casă, fără să știi ce mai departe. Problema este că dacă suntem sănătoși, putem face față oricăror modalități de a se atenta la confortul nostru. Dar trebuie să fim sănătoși. Iar a fi sănătoși nu e o chestiune care se manifestă prin sine însăși. E o chestiune pe care o promovăm. În cauza asta, ce vă prezentăm noi și vă încurajăm să folosiți un lucru care vă ajută să vă mențineți sănătatea. În primul rând, în cazul în care, din păcate, unii deja au ajuns să și-o șumrăzească, să se îmbolnăvească. Sunt de folos aceste produse și în astfel de cazuri. Dar comportamentul inteligent este acela de a preveni. Și a preveni cu mâinile goale este imposibil. Avem nevoie de tot felul de lucruri specifice ca să putem preveni îmbolnăvirile. Și noi pe astea le
prezente. Și asta vă încurajăm să înțelegeți. Care este interesul dumneavoastră imediat și cum puteți să vă atingeți acest interes extrem de interesant, deja, și care lui poate face aceste discuții mai cu urmări. Continuăm, iată, urmări de muzată, că este suficient să mutăm centura cervicală la nivelul zonei dureroase și să obținem aceleași lucruri, aceeași îmbunătățire. Un număr care a înțepet un număr așa zis înghețat, un număr rece, un număr anghiozat, poate, în câteva zeci de minute, se blochează folosind acel pozitiv pe care noi l-am cumpărat pe pic și pic cu ea de a ne rezolva problema suferințelor la nivel cervical. La nivelul mâinile care sunt cel mai dispuse tuturor intervenirilor. Să ne gândim acum, iarna, cât este neplăcut dacă nu ai mânușile trase de mâini să suporți frică. Dar mai mult decât atât, le folosim ca să spălăm tot felul de lucruri cu apă nepotrivită, cu apă rece. Ieșim cu mâinile umede în vânt și în frig și așa mai departe. Și la un moment dat constatăm că de-a lungul falangelor se produc tot felul de modificări de formă și de culoare. Ne dor de vedere, se umplă, se înroșesc și cresc și se încurajă. Aceasta este așa numită formă de reumatism mușar. Maladia mușar sau reumatism cronic degenerat. Și vreau să vă spun că ceea ce vedeți că aveți la nivelul degetelor, atunci când aveți, se găsește și pe întreaga coloană vertebrală. Și atunci vă garantez că în momentul în care veți depista modificările la nivelul degetelor, fie el la mâini sau la picioare, precis mai multe organe vă vor atrage atenția asupra suferințelor, asupra faptului că s-au instalat noi suferințe. De ce? Pentru că la nivelul coloanei vertebrale este o sumedenie de nervi care se duc și inervează părțile corpului, organele interne și ce mai departe. Dacă la nivelul coloanei vertebrale apar astfel de ciocuri, așa cum apar la mâini, ele apasă și înțeapă nervii diferitelor organe și îmbolnăvesc și organele respective. Deci nimic din ceea ce nu este normal, ceea ce nu este firesc, natural, nu trebuie să trecem cu vederea. Trebuie, când ne uităm în oglindă, să constatăm că ne menține în starea bună aparența sănătoasă. În momentul în care mi se întâmplă să mi se schimbe culoarea, să se învățească pe el, să ne doară, să ne gândeze ceva, în mod obligatoriu trebuie să facem ceea ce este potrivit pentru a remedia neajunsul respectiv. Cât mai mult. Am depășit. 10 minute. Așa că, la nivelul lor se face la așa. Profit ocazie de imaginea din partea dreaptă ca să vă spun că dacă există o suferință la nivelul zonei toracice, să zicem că există o suferință cardiacă, prin plasarea a două brațele, a două pozitive, la nivelul mâinilor, a altei, la nivel cervical și altea la lombar, obținem o configurație de dispozitive care acționează asupra organelor din zona toracice și abdomenului. Deci, aceste dispozitive pe care le găsiți și sub forma unui pachet complet cu unui set de dispozitive, e bine să le avem pe toate la îndemână în casă, pentru că oricând avem nevoie să corectăm ceva. Aceleași brațelete le putem folosi pentru a le plasa la glezne și dacă le plasăm cervical, la nivelul mâinilor și la nivelul glezdelor, observați că putem antura foarte bine zona abdominală și zona micului bazin, care este foarte importantă. Vom completa aceste elemente, așa cum le-am poziționat, și cu altele, după cum va urma. Dacă vrem să dețin efectul acestor dispozitive la nivel lombar, cu suficient să adăugăm și centura lombar. După cum arată în imaginea respectivă. Între cele două oase mari, care se numesc iliace, este plasat micul bazin. Micul bazin sunt versiunate organe extrem de importante.
aparatul reproducător la femeie și la bărbat. Și o sumedenie de flexuri nervoase care nervează acest dezordine. Deci orice suferință în zona lombară, să știți că este de o mare periculozitate și trebuie foarte, foarte rapid folosite toate mijloacele începând cu consultarea unui medic, trebuie cu folosirea nu a medicamentelor, ci acestor dispozitive care nu prezintă riscul unor intoxicări suplimentare, așa cum dau medicamente. Iată modalități de a folosi mai sus? Mersi. De a folosi centura lombară de-a lungul coloanei vertebrale. Așezăm centura pe pat și ne culcăm peste ea, pur și simplu. Putem să o ancorăm legând la nivel cervical, centura cervicală peste cea lombară, peste capul celei lombare. Nu sunt rare deloc durerile genetice, începând din tinerețe, din cauza traumatismelor și terminând la vârsta senecuții, datorită faptului că se instalează osteoporoza și o sumedenie de suferințe de tip ghiliar, care degradează articulația genului. Este o directă acțiune între degradarea genului și proasta funcționare a pieptului. Nu ezitați, în momentul în care vă doare un genunchi, să verificați ecografic care este starea pieptului. Și veți afla că este suficient să introduceți dispozitivele cu turmalină și regim alimentar specific suferințelor de tip IBA ca să reveniți cât se poate de repede la normal. Altfel veți merge 10 de ani de zile cu durerea biliară, concomitent cu suferința biliară, concomitent cu suferința la nivelul genunchiului. Deci, organismul nostru este un tot unitar. Dacă undeva ceva scârție, vă garantez că la distanță, în altă parte, scârție precis. Mai slab la început, dar din ce ce mai intens, cu trecerea timpului mai departe. Orice fel de leziune a corpului și a articulațiilor poate fi, de până înseamnă, tratată cu ajutorul folosirii dispozitivelor. Proasta circulație în extremități, mănușile cu turmalină, suferințe la nivelul toracelui, cardiopatie ischemică, cum am spus, sau o răceală banală la nivelul plămânului cu expectorație și așa mai departe. Dispozitivele de genunchi, care sunt cele din stânga jos, pot fi folosite plasându-le astfel pe torace. Vedere din fața aceleiași lucruri. Iată cum se proiectează suprafața dispozitivelor pe torace și cum înconjoră inima și pulmoni. Același lucru. Circulația proastă la nivelul picioarelor, inclusiv gâta, beneficiază de folosirea ciorapilor cu turmalină, care sunt de două feluri, ca cei din stânga sus și ca cei din stânga jos, care au o cantitate suplimentară de turmalină depozitată pe fel. Boxerii, sigur că sunt extrem de importanți, cum v-am spus, la nivelul micului bazin, suferințele sunt extrem de periculoase, pentru că ele evoluează lent, dar sigur către leziuni organice, se glasă. Beneficiază de boxe toți cei care au suferințe de tip prostatic sau uretrite sau boli ușoare de plinit, cât și zona anorectală. Acest produs textil, intim pentru femei, conține de asemenea turmalină. Nu sunt puține persoane care au discuri, care au metroanexite, care au tot felul de dureri înaintea ciclului și mai departe. Nu medicamente. Nu acelea se folosesc, ci așa cum vă va arăta doctorul George Vasilescu ulterior, folosirea unor produse anume făcute pentru aparatul reproducător pe mine. Sunt unele produse cu turmalină care pot să aibă un aspect estetic special și să le putem folosi și ca ajutoare în tratamentul diferitelor leziuni la nivelul organelor gâtului, cum ar fi tiroidele și paratiroidele. Ce
interesant de reținut este faptul că spălarea trebuie să se facă cu apă până în 30 de grade Celsius, fără detergent, prin înmuiere și scuturare și uscare. Deci nu în mașina de spălat. Săpunul trebuie să fie, detergentul trebuie să fie cel mai bine un săpun pe care îl folosim pentru îngrijirea pielii. Aici aveți două dispozitive cu turmaline, este vorba de pilele pentru spălat, pentru pe care utilizate în locul detergentului, vă scutește de cheltuiala detergentului, dar mai ales de prezența substanțelor chimice alergogene și toxice din detergent. Este incredibil, dar turmalina este o substanță atât de performantă atunci când este inteligent folosită, încât poate să efectueze foarte multe lucruri interesante și importante pentru noi, în sensul că nu vom folosi în exces produsele chimice. Bijuteriile cu turmalină. Toată lumea dorește bijuterii. Iată, bijuteriile cu turmalină pot fi folosite fără să dăm impresia că ne ocupăm în mod special de un anumit lucru. Aici e vorba despre o brățară de magnez care are efecte foarte bune în părere de circulație periferică și la persoane care sunt limite. Aici este vorba despre dispozitivul pentru îndepărtarea efectelor nocive ale câmpurilor electromagnetice și vom face un examen de să lăsați procent acolo. Și eu, așa, de oameni care dumneavoastră. Opa! Așa, doamna va întinde brațul și va fi supusă unei apăsări de către colegul nostru și vedem cât anume poate rezista. Rezistați! Vă puneți rezistență. Da, sunteți eu, cum spuneați. Acum vom pasa. Sau dacă vreți, vorbim cu primarul de fapt. De buși? De vreme am pes. Da. Să fim conștienți că în timpul ce folosim un telefon, el ne radiază la un foarte agresiv. Să știi că și pe YouTube este strigătul formuleță. Este un dispozitiv cu formuleță în care două telefoane care sunt puse în emisie, în funcțiune, se observă ușor facerea acestui lucru. Chiar eu am observat de multe ori când... Da, se prăjesc cronicele. Da, da, da. Deci, exact acolo, cu microfonul. Deci, același microfon. Da, da, da. Da, da. Îmi cere scuze, nu avem experiența de a vorbi la... Sper să ne facem înțeleși. Chiar la mijloc ce se poate, hai să-ți mai facem că obturăm rasele la rezolvările. Doresc personal să fac o mențiune dispozitiv pentru telefon. Am studiat câte ceva despre influența negativă, agresiunea undelor radio emise de receptor și primite de emițător de telefonul nostru mobil și s-a demonstrat științific că agresiunea cea mai mare pe care o are telefonul nostru asupra cutiei craniene a creierului este atunci când semnalul este prost, este slab. De aceea vă recomandăm atunci când nu aveți semnal optim la telefon, să nu îl folosiți. Va crește agresiunea de până la 10 ori. Ceea ce face dispozitivul este să distorsioneze în mare măsură aceste unde radio
și să protejeze cutia craniană de astfel de agresiuni. Deci, presiunea exercitată de colegul meu va scoate în evidență nivelul energetic al organismului. Practic, e bine să înțelegem cu toți? Întrebarea ar fi, doamna cu telefonul la ureche a fost descărcată total de energie? Răspunsul este nu. Undele radio au interferat cu câmpul bioelectromagnetic a celulei și celula nu a mai produs energia suficientă. În momentul în care va fi amplasat dispozitivul care va proteja corpul nostru de această agresiune, distorsionarea undelor va face ca nivelul optim de energie să rămână în organism, să nu fie perturbat. Nu știu dacă m-am făcut înțeles. Nu dispozitivul va încărca automat organismul sau telefonul va descărca automat organismul. Nu. Această interferență a undelor radio puternice agresive cu câmpul bioelectromagnetic acelui. Unele efecte pozitive e și acela de a menține încărcat acumulatorul bateriei, dar cel mai important lucru este acela de protecție. De aceea, acum, colegul meu o să finalizeze demonstrația și să observăm cu toții care e diferența între prima presiune pe care a exercitat-o pe brațul Doamnei și a doua care o vom face. Da. Deci nu este... Da. Nu există nicio regie, nu există nicio înțelegere, pentru că dacă credeți așa ceva, acel care, domn care crede să vină aici. Vă mulțumim! Și alte substanțe pentru uzul unor
număr mare de consumatori pe data de tine. Aici e vorba de Scriptură, nu ne interesează în mod particular, acum. Aici avem moțiuni pe care le găsim și în documentarele noastre pentru aparatura respectivă, cum se bea, când se bea, cât se bea. Trecerea apei printr-o bară care conține sferule cu turmalină, îi dă niște calități care va duce la dispariția așa de neplăcutelor afecțiuni cutanate, începând cu infecții minore și uneori mai extinse ca bolile de piele. Vă prezentăm aparatul de producerea ozonului. În cazul de față este figurat faptul că în producerea fructelor în un recipient, în acest recipient, cu apă în care se parbotează ozon, determină anihilarea efectelor toxice ale fungicidilor și conservanților care sunt răspândite la suprafața zarzavaturilor și apăturilor pentru a le menține o perioadă de conservare de lungă durată. Dar aceste produse sunt foarte toxice pentru noi. Înainte de a folosi produsele cumpărate din magazin, din piață, trebuie să le anihilăm aceste adjuvante, în așa fel încât să nu riscăm să ne intoxicăm și pe această cale, mai mult decât pe alte căi. Ozonul este un atom special, care în loc de 2 oxigen să conține 3 și are efect dezinfectant, datorat faptului că este puternic antioxidant. Prin aceasta este și antibacterian ozonul, iar ozonul este un stimulant și un hrănitor al mușchilor și sistemului nervos. Pentru că el foarte repede, foarte puțin trăiește sub forma azotului. El imediat se transformă în forma stabilă de oxigen, oxigen 2. Detoxifierea se face nu numai cu apa astăzi structurată cu ajutorul turmalinii, ci și folosind o sumedenie de dispozitive care conțin turmalină, dar și alte produse, cum ar fi acești plasturi care pot fi aplicați la nivelul gălbilor, la nivelul zonelor din organism în care le supără. Se observă cum arată un dispozitiv de detoxifiere înainte de folosință, stânga jos, este argintiu alb și dimineața la trezire nopțele pe care le extrage organismul colorează de maniera aceasta maronie dispozitivul respectiv. Folosind un număr de zile și nopți la rând dispozitivului, vom constata că de la 24 de ore la 24 de ore intensitatea cu care se colorează plasturile respectiv scade. Deci, cantitatea de toxine pe care le elimină diminuează. Aici avem încă o formă de plasture de detoxifiere pentru instrument, spune producătorul, datorită faptului că se plasează în zonele rombare, unde potențează, revitalizează elimințul, despre care clienții spun că este purtătorul energiei vieții. A durat de masă de ani. Plasturi pentru igiena sânilor, viva povestit doctorul Vasilescu, de asemenea, cei pentru slăbite, tot din Amir. Iar tamponele terapeutice și ogurele, care sunt un produs extrem de valoros din farmacopeia chineză, le veți asculta imediat după expunerea noastră. La început v-am prezentat un produs mirac, despre care am spus că este un adevărat anarhiu universal și acela este stilul. În partea din stânga aveți figurat recipul pe care conțin un produs care se numește chitosan. Chitosanul este un extract din carapacea de crab și el este extraordinar de util în detoxifierea organismului, dar este un detoxifiant pe care îl luăm pe cale bucată. Alt produs în dreapta sus este spirulina. Spirulina este, de fapt, friptura formidabilă pe care și-o permis să o îngugiteze cosmonauții. Studiile despre spirulina sunt extrem.
mai putem pune la îndoială faptul că are o sumedenie de virtuți începând cu aceea că este grăinitor, că oferă o cantitate adecvată de minerale, demineralizează organismul, este însă și anticancerogen, la fel ca și corpicepsul. În stânga jos este vorba de un complex de ulei 3, 6 și 9, deci omega 3, 6, 9, un ulei care este extrem de important pentru toate elementele care țin de structura sistemului nervos. Tabletele cu zinc foarte importante datorită faptului că menții sănătatea prostatei la un moment dat, în același timp, fără zinc, nu funcționează insulina. În alături este calciu locomotor, este un calciu totul și cu totul special, pentru că e elaborat pe baza unei rețete chinezești, fiind extras dintr-o vegetală, numit cartof dulce. De ce este important că e un calciu dintr-o vegetală? Pentru că acest calciu, extras din vegetal, se găsește într-un raport optim cu magneziu, raport care permite absorpția în cantitatea adecvată a calciului și depunerea sa sistemul osos. În partea dreaptă este altă formă de calciu, se numește istrobiocalciu, datorită faptului că are un extract din copantă din tuberania, extract care imită efectele estrogenului. Așa cum veți auzi mai departe, acest lucru este foarte important datorită faptului că estrogenul, în cea mai mare măsură, acest hormon, are efect de a dirija calciu către oase de punerea și stabilirea lui în acea zonă. Aici aveți câteva broșuri pe care vi le punem la dispoziție și din care vă puteți rememora datele și completa datele din disponibile pe care le aveți. Cu acesta, eu vă mulțumesc și vă urez multă sănătate și...